Convorbiri duhovnicești. Program de viață duhovnicească recomandat de părintele Teofil Părăian. Pentru o viață religioasă autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și postul, post cu mâncare de post în zilele de post. De la Părintele Arsenie, un îndreptar de viață, oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Convorbiri Duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Astăzi, 31 octombrie 2009, Părintele Teofil Părăian a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. În minutele care urmează, vă propunem să ascultați un interviu realizat cu Părintele Teofil Părăian despre un program de viață duhovnicească pe care părintele îl recomanda tuturor celor care doreau să fie îndrumați de sfinția sa. Ușor, la prima vedere, programul își arată greutatea atunci când este împlinit zi de zi. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări. Părinte Teofil Părăian, pentru cei care doresc să fie îndrumați de sfinția voastră, le recomandați un program de viață duhovnicească. Aș dori în minutele care urmează să zăbovim asupra acestui program de viață duhovnicească, să le luăm punct cu punct și să vedem cum ne putem angaja într-o viețuire plăcută lui Dumnezeu și oamenilor. Da, într-adevăr, eu când vine cineva la mine și vrea să fie îndrumat de mine, îi dau o rânduială de viață pe care trebuie să o împlinească. E vorba de o viață autentică, religioasă, o viață care are un temei, o viață care se realizează prin anumite deprinderi, pentru că viața duhovnicească nu se așteaptă, ci se realizează. Dacă doar o așteptăm, nu avem.
Dacă o realizăm, o avem cu siguranță. Și atunci am ajuns la gândul că fiecare om care dorește să se încadreze într-o viață superioară, o viață care se desfășoară înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, trebuie să facă anumite lucruri care îl ajută să înainteze în mod real în viața pe care o recomandă biserica noastră, pe care o recomandă slujitorii bisericii, preoții, duhovnicii, o viață care apoi, prin faptul că se realizează, îl mulțumește pe cel care se angajează în ea. Părinte Teofil, cum ați ajuns la programul acesta de 5 puncte? Nu știu, poate că m-am trezit cu el. În orice caz, dacă l-am prezentat, am constatat că așa este, că ceea ce cer eu de la oamenii care vreau să fie îndrumați de mine, este ceva foarte important și nu foarte greu de realizat. M-am gândit așa că cel din tâi lucru pe care îl recomand este ca oamenii să meargă la biserică în zile de duminică și de sărbătoare. Păi de Teofil, să prezentăm pentru cei care ne ascultă care sunt cele 5 puncte și apoi să le luăm pe rând. Da. Deci cele 5 puncte de program duhovnicesc pe care le prezint eu sunt următoarele. 1. Să meargă duminica la biserică. 2. Rugăciune de dimineață și de seară și rugăciunea de la masă. 3. Să citească în fiecare zi 2 capitole din Noul Testament. 4. Să-și păzească mintea prin rugăciunea Domnului Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciune pe care o folosesc în special călugării, dar care poate fi folosită de toți credincioșii. Al cincilea punct din program este să țină post în zilele de post. Aceasta este ceea ce trebuie să facă orice credincioș creștin și dacă împlinește programul acesta, fără îndoială că poate să mai împlinească și alte lucruri, pentru că, până la urmă, viața duhovnicească nu se cuprinde în aceste 5 puncte de program. Dar aceste 5 puncte de program sunt absolut necesare pentru toți credincioși. Cine împlinește programul acesta este disponibil și pentru alte programe și pentru alte îndrumări, iar cine nu împlinește programul acesta, pe care eu îl socotesc foarte simplu, nu poate să înainteze cu adevărat în viața duhovnicească și mai ales nu se poate angaja la toate câte îi se cere. Programul, într-adevăr, nu este greu. Cred că ceea ce este mai greu este să fii consecvent cu el. Dar, părinte, să începem să le luăm pe rând aceste 5 puncte de program de viață duhovnicească pe care le recomandați. Mai întâi, recomandați ca oamenii să meargă la biserică în zile de duminică și în zile de sărbătoare. De ce e important să meargă omul la biserică, să țină legătura și cu biserica? Nu-i suficientă numai credința din suflet? Mai întâi m-am gândit așa că faptul de a merge la biserică este ceva ce se cere omului de obicei, în cele mai multe cazuri, o dată pe săptămână. Și atunci trebuie să se angajeze să facă un lucru despre care n-ar putea zice că e prea des și e prea greu de realizat.
Fără îndoială că prezența la biserică este foarte importantă pentru orice credincios. Este important pentru că biserica este a lui Dumnezeu. Duminica este ziua lui Dumnezeu. Cineva care ține legătura cu Dumnezeu trebuie neapărat să ține legătura și cu biserica lui Dumnezeu și trebuie să ține legătura și cu ziua rânduită de Dumnezeu pentru Dumnezeu. De fapt, nu e o zi pe care o folosim numai pentru Dumnezeu, o folosim și pentru noi. Dar ziua aceasta, care este a lui Dumnezeu, trebuie respectată în sensul acesta că, fiind ziua lui Dumnezeu, în ziua lui Dumnezeu, ziua pe care și-a ales-o Dumnezeu, este și ziua în care trebuie să-i slujim lui Dumnezeu, în care trebuie să ținem seama de Dumnezeu, în care putem sta prin sfintele slujbe în fața lui Dumnezeu, ziua în care se reversă binecuvântările lui Dumnezeu, ziua în care putem asculta cuvântul lui Dumnezeu spus în mod solemn în biserică. Este ziua în care intrăm în chip simțit în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Liturghie începe cu cuvintele binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. E vorba de împărăția lui Dumnezeu, cea de pe pământ. Apoi, în cuprinsul Sfintei Liturghii, facem lucrul lui Dumnezeu aici pe pământ. Cineva care ia parte la Sfânta Liturghie ajunge să închipuie pe heruvime, adică ființe cerești cu multă cunoștință de Dumnezeu, ființe care aduc pe pământ mărire lui Dumnezeu, cum aduc mărire lui Dumnezeu heruvimii din cer. Și noi spunem, noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoarii de viață trăim, întrei sfântă cântare aducem. Deci noi închipuim în chip tainic pe heruvim, adică ființe cerești cu multă cunoștință de Dumnezeu și facem pe pământ ceea ce fac cei din ceruri. Dacă nu luăm parte la sfintele slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, nu închipuim pe heruvim. Nu aducem întrei sfântă cântare lui Dumnezeu. Apoi avem posibilitatea să spunem cuvinte îngerești. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărire Lui. Avem posibilitatea să primim binecuvântările lui Dumnezeu, care se revarsă prin mijlocire preoțească. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți, și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți, și altele asemenea, care n-aveau unde să le auzim în altă parte decât în biserică. Așa că, cine merge la biserică, are legătură cu biserica lui Dumnezeu, are legătură cu Dumnezeu, are legătură cu împărăția lui Dumnezeu, are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, are legătură cu heruvimii pe care închipuie, are legătură cu îngerii ale căror cuvinte le rostește, iar cine nu merge la biserică, n-are legătură cu nimic din ceea ce am pomenit mai înainte. Dacă mergem la biserică, e bine să mergem pregătiți pentru a participa de plin la slujbele bisericii și în special la Sfânta Liturghie și cred că participarea la liturghie se împlinește și prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Eu oricum, pe cei care nu merg la biserică, la păgânii număr. Așa este, dar pentru cei care merg la biserică e bine să fie angajați, nu, și într-o trăire de plină a liturghiei. Da, și să ducă liturghia în viața lor în continuare, să facă din toată viața lor o slujbă adusă lui Dumnezeu, după cuvintele care se spun, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Părinte Teofil, al doilea punct de program pe care îl recomandați este acela de a începe și de a sfârși ziua cu rugăciune și rugăciunea de la vremea mesei. Cât de folositor și cât de important este să ne rugăm?
Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Rugăciunea este o rânduială în care Dumnezeu apare în principal. Rugăciunea este posibilitatea de a ne simți în fața lui Dumnezeu, nu numai la Sfintele Slujbe, la care ne rugăm și învățăm, ci și în viața noastră particulară. Este important să începi ziua cu Dumnezeu, să o trăiești cu gândul la Dumnezeu, să o sfârșești mulțumindu-Lui Dumnezeu. Este important să începi masa cu gândul la Dumnezeu, pentru că tot ce avem în folosul nostru, avem nu numai din mâinile noastre, ci avem și din mâinile lui Dumnezeu. Hrana cea spre existența noastră o avem și de la noi și de la Dumnezeu. Nu avem numai de la noi, ci o avem și de la Dumnezeu. Nu avem numai de la Dumnezeu, ci o avem și de la noi. Deci, având în considerație faptul acesta, fără îndoială că trebuie să ținem seama de Dumnezeu și la începutul zilei și la sfârșitul zilei și în toată vremea și la începutul mesei și la sfârșitul mesei să fie puncte de gândire la Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu. Recomandați o rânduială anume de rugăciune, de dimineață, de seară? Da, în general îi sfătuiesc pe oameni să citească rugăciunile care sunt cuprinse pentru dimineață, pentru seară, în cărțile de rugăciuni, pentru că sunt mulți oameni care nu știu alte rugăciuni. Fără îndoială că rugăciunea Tatăl nostru se presupune că o știu cei mai mulți dintre credincioși și atunci la vremea mâncării începem cu rugăciunea Tatăl nostru. Și de fiecare dată zicem rugăciunea Tatăl nostru. Cât privește rugăciunile de dimineață și de seară, oamenii ori au rugăciuni pe care le-au învățat de la părinților din tradiția orală, le-au deprins, le știu și le zic, uneori chiar mecanic, dar oricum au rânduiala aceasta de rugăciune. Și atunci este un fel de act de prezență în fața lui Dumnezeu. Apoi rugăciunile pe care le-au învățat de la înaintașii lor, la fel sunt rugăciuni în care se pomenesc persoanele Sfintei Treimi, se pomenește Maica Domnului, se pomenesc Sfinții lui Dumnezeu, Îngerii lui Dumnezeu și e o deprindere bună și frumoasă care e bine să o avem în vedere cu toții. Pentru împărăția ta când vei veni, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mântuia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și se toșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Prin mâncare a scos din rai vrăjmașul prea ta, iar prin cruce a adus Hristos întrânsul pe tâlhar, care le striga vor vedea pe Dumnezeu.
Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În această ediție urmăriți o înregistrare cu părintele Teofil Părăian pe tema unui program de viață duhovnicească. Părinte Teofil, cel de-al treilea punct de program pe care îl recomanda Sfinția voastră este lectura zilnică a două capitole din Noul Testament. Cum ați ajuns la această îndrumare de două capitole? Păi nu știu cum am ajuns, m-am gândit așa că dacă e vorba să străbatem cu gândul și să primim în minte gândurile lui Dumnezeu din Noul Testament, cred că nu-i mult două capitole din Noul Testament citite în fiecare zi și în felul acesta se poate ajunge să citim Evangheliile și celelalte cărți din Noul Testament în vreme mai scurtă. De exemplu, Evanghelia de la Matei, care are 28 de capitole, putem citi în două săptămâni, 14 zile. Evanghelia de la Marcu, care are 16 capitole, în 8 zile. Evanghelia de la Luca, care are 24 de capitole, în 12 zile. Și Evanghelia de la Ioan, care are 21 de capitole, se poate citi sau în 10 zile, în ultima zi citindu-se 3 capitole, sau în 11 zile, în ultima zi citindu-se un singur capitol. Nu-i bătută în cuie chestiunea așa că trebuie neapărat să citești două capitole, dar mă gândesc că cel mai bine e așa că străbați mai repede cărțile Noului Testament. Recomand să se citească Evangheliile de trei ori, una după alta, adică Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, Evanghelia de la Luca, Evanghelia de la Ion odată, după aceea a doua oară și a treia oară, pentru că Evangheliile totuși au o legătură între ele, iar celelalte cărți ale Noului Testament, fiecare luată în parte, citită de trei ori. Ca să ajungi odată să citești Noul Testament de trei ori și să ai o privire de ansamblu și după aceea citești fiecare carte din Noul Testament, fără să mai numeri de câte ori, în felul acesta, citind Evanghelia de la Matei și celelalte, unele după altele. Câtă vreme îți ține Dumnezeu mintea și vederea și mai ai și cartea Noului Testament din care să citești. E foarte important lucrul acesta și pentru că te informezi în legătură cu cele scrise în Noul Testament, dar și pentru că îți îmbogățești mintea și simțirea cu gânduri mai presus de lumea aceasta, cu gândurile lui Dumnezeu, ajungând să ai mintea lui Hristos, cu gândurile lui Hristos, ajungând să ai adunate în visteria inimii cele bune, gânduri bune, pe care să le scoți apoi la iveală de câte ori e necesar, să îți întemeiezi viața pe gândurile din Noul Testament. De altfel, Noul Testament este Biblia creștinilor, este cea mai importantă carte din câte cărți circulă în lumea aceasta. După ce citești cărțile Noului Testament de trei ori, nu mai numeri de câte ori citești, ci citești, cum am zice noi, de program, de pravilă, în fiecare zi două capitole, până la sfârșitul Noului Testament și încă o dată și de câte ori
vine rândul să le mai citești odată, ca să ți le impropriezi, ți le asimilezi. Oricum, important este să se citească constant, zilnic, din Sfânta Scriptură. Cât se poate, cât se poate. Adică fiecare dintre noi trebuie să fim cu grijă să ne agonisim în minte gânduri care ne sunt necesare pentru o viață religioasă autentică. E bine să cuplăm, de exemplu, rugăciunea de dimineață cu lectura Sfintei Scripturi sau rugăciunea de seară? Da, rugăciunea de seară. Cel mai bine cred că e dimineața, pentru că atunci ți-e mintea mai limpede și după aceea cu gândurile pe care le aduni dimineața poți să te întâlnești zilnic. Părinte Teofil, al patrulea punct de program pe care îl recomandați este o rugăciune scurtă numită rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E o rugăciune specifică monahilor. O recomandați și celor din lume? Da, o recomandă, pentru că un călugăr este dator să zică rugăciunea aceasta și din datorie. Când se face cineva călugăr și primește un junur cu noduri care se numește metanii, ca un fel de ajutor pentru rugăciunea aceasta, se spune la slujba de călugărie, adresându-se obștei credincioșilor care sunt de față: fratele nostru primește sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea din tot ceasul către Hristos. Și apoi, adresându-se candidatului la călugărie, îi se spune lui că ești dator în toată vremea a avea în minte, în inimă, în cuget și în gura ta numele Domnului Iisus și a zice: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E o rânduială care trebuie respectată, e o rânduială de îmbunătățire sufletească, despre care eu am auzit prima dată când aveam 13 ani și jumătate, îndrumat fiind atunci de părintele Arsenie Boca. Am dus la mănăstirea de la Sâmbăta să mă fac călugăr, nu s-a putut, pentru că mitropolitul Nicolae Bălan, care restaura mănăstirea de la Sâmbăta, dorea ca la acea mănăstire să fie numai călugări cu pregătire teologică. Ori eu nu aveam nici în perspectivă faptul de a studia teologie. Până la urmă am ajuns și eu absolvent de teologie, dar asta a fost după 11 ani, deci în 1953, când m-am prezentat la Sâmbăta ca să mă fac călugăr, eram deja absolvent de teologie, deci împlineam dorința mitropolitului Nicolae Bălan. Însă atunci când am vorbit cu părintele Arsenie, n-aveam în perspectivă aceasta, și atunci părintele mi-a dat în vedere rugăciunea cu care să mântuiesc călugării, zicea el. Și mi-a spus să zic rugăciunea aceasta, să o zic cu gândul, să o lipesc de respirație, în felul următor: între respirații, acolo unde se termină respirația și începe cealaltă, în clipa aceea în care nici nu tragi aerul în piept, nici nu-l dai afară, să zic: Doamne. Apoi, trăgând aerul în piept, odată cu asta să zic: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și dând aerul afară din piept să zic: miluiește-mă pe mine păcătosul. Atât am spus părintele în legătură cu rugăciunea asta. Și să zic când îmi aduc aminte. Am făcut așa și a fost foarte bine. De ce? Pentru că toate ale omului pornesc de la gândul omului. Dacă vrei să-ți faci rânduială în viață, trebuie să-ți faci rânduială în minte. Dacă îți faci rânduială în minte, sigur urmează și rânduiala pe care o ai în viață. Și într-adevăr așa a fost. Am zis rugăciunea aceasta. Prima dată m-am întâlnit cu, zic eu, cu mizeria din sufletul meu, în înțelesul acesta că fiecare dintre noi, era și concepția părintelui Arsenie aceasta, fiecare dintre noi aducem din străfonduri de existență niște negative care trebuie să le rezolvăm. Negativele nu ni se prezintă în sfera conștientului, ci ne întâlnim cu ele numai atunci când
le urmărim, când le aducem în conștient, din subconștient, iar la asta ne ajută rugăciunea. Deci când zicem Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește, să fie nepăcătosul, apar în conștiința noastră anumite înclinări, anumite formule de răutate, care, de fapt, noi le purtăm în noi și nu le știm. Și începutul îmbunătățirii sufletești este acesta, să ajungi să-ți cunoști negativele din conștient, din subconștient, din neconștient, și acestea toate le cunoști numai când vin în conștient. Și când te întâlnești cu gândurile acestea, sigur că trebuie să le și rezolvi, iar rezolvarea lor constă în înlăturarea lor, în depărtarea lor din minte. Rugăciunea aceasta este un fel de bâtă cu care lovește în vespar. E tot o idee a părintelui Arsenie pe care am întâlnit-o mult mai târziu și care e o comparație pe care părintele a făcut-o într-o împrejurare vizând pe un preot care lovea cu bâta în vesparul altora. Ori noi, când ne ocupăm de noi înșine și lovim cu bâta în vesparul din noi, avem posibilitatea să stârnim vespele din sufletul nostru și să le alungăm din mintea noastră. Și de aceea, fiecare dintre cei care se angajează la rugăciunea aceasta, ca primă impresie, au niște împotriviri. Niște împotriviri de gând care se prezintă în conștient și care cumva îți dă o neliniște sufletească, în sensul că parcă te cuprinde cumva groaza că porți în suflet astfel de înclinări, astfel de gânduri. Dar stăruind în rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, treci de faza aceasta și ajungi în primul rând la limpezirea sufletului, la limpezime și totodată la o bucurie, bucuria pe care ți-o dă credința în Dumnezeu. Eu insist foarte mult pentru lucrarea aceasta de îmbunătățire sufletească pe care trebuie să o facă cei credincioși, ca într-adevăr să fie credincioși și tot mai credincioși. Părinte Teofil, pentru noi cei care suntem în lume, cum recomandați și cât recomandați să se facă această rugăciune? Când, cum? Nu recomand nimic decât să se facă, când se poate. Când îți aduci aminte, când sunt împrejurări mai obositoare, când sunt împrejurări care te angajează sau te-ar angaja cumva negativ, dar ar putea să facă, să-și facă fiecare un program, un fel de pravilă în sensul acesta, ca să zică, hai să zicem, un sfert de oră pe zi sau o jumătate de oră pe zi, în continuu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, fie nepăcătosul. Că de la puținul acesta vine mai mult și cu ajutorul lui Dumnezeu se ajunge la o deprindere în rugăciune, la un fel de statornicire în gândul la Dumnezeu, și statornicirea aceasta în gândul la lui Dumnezeu se continuă, se înmulțește, așa încât ai un fel de paravan în suflet, un fel de stâncă de care se lovesc valurile gândurilor și se nimice, se sfărâmă. Deci zici, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă, fie nepăcătosul, un gând negativ care vine în minte, nu mai e principal, ci oricum e secundar, pentru că principal e gândul rugăciunii. Sfântul Marco Ascet, în Filocalie, spune că gândul cel rău n-are putere în mintea iubitoare de osteneală, că mintea iubitoare de osteneală are totdeauna un gând și n-are putere gândul cel rău, adică un gând principal, iar gândul cel rău n-are putere în
mintea sau în inima iubitoare de osteneală, cum n-are putere focul în apă. Focul când ajunge în apă se stinge, tot așa și gândul cel rău când găsește în conștiința omului, în sufletul omului, o împotrivire gata, care se continuă, atunci gândul cel rău se nimicește cum se stinge focul în apă. Părinte Teofil, rugăciunea aceasta a spus că putem face oriunde, și pe stradă, da, și da, în casă, da, și noaptea, mergând, și trezești, stând în pat. Da, nu e nicio impietate, nu, să n-are, spui. Nu, n-are un regim. Deci rugăciunea aceasta n-are un regim în sensul ăsta că trebuie să stai în genunchi, trebuie să stai în picioare, ci oricum, în orice poziție ai fi, poți să o zici și chiar se recomandă să o zici noaptea când te trezești din somn, în loc să te gândești la altceva, te gândești la rugăciunea aceasta, zici rugăciunea aceasta și rugăciunea aceasta te ajută în măsura în care te ocupi de ea. Părinte Teofil, de exemplu, dacă îți vine așa un gând rău, un gând de răzbunare, și e bine să spui atunci imediat rugăciunea, da, lui Iisus? Da, da, oricând, te ajută. Eu cred că tot ce am realizat eu în viață se întemeiază pe ajutorul de la Dumnezeu, pe mila lui Dumnezeu, pe faptul că am cerut mila lui Dumnezeu, mila Mântuitorului, și am primit ajutorul pe care l-am dorit. N-am urmărit ceva anume, dar rugăciunea aceasta m-a favorizat în a rezolva chestiunile care privesc viața lăuntrică, în special gândurile și sentimentele pe care nu le vrea Dumnezeu și pe care nu le vrem nici noi ca oameni, și cu asta m-am pregătit sufletește și pentru alte gânduri și pentru alte acțiuni, și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut de ceea ce a fost la îndemână și s-a ajuns la ceea ce a vrut Dumnezeu să se realizeze în sufletul meu. Și sunt sigur că oricine care se ocupă de sufletul lui prin rugăciunea aceasta ajunge în sfera darului lui Dumnezeu, în sfera milei lui Dumnezeu, și cu ajutorul lui Dumnezeu rezolvă chestiunile pe care singur nu le-ar putea rezolva. Părinte Teofil, în cel de-al cincilea punct de program, recomandați postul în zile de post. Postul în zilele de post, cu mâncare de post. Fără îndoială, e o rânduială la biserică, adică biserica ne spune care sunt zile de post și care nu sunt zile de post, și noi ținem seama de rânduiala bisericii, intrăm într-o disciplină, și intrând în disciplina postului putem să fim pregătiți și pentru alte acțiuni religioase și pentru postul de plin, care de fapt nu-i numai un regim de mâncare, dar de la asta se pornește, ci este o angajare spirituală și fizică într-o lucrare de îmbunătățire sufletească pe care de fapt nu o poți avea și nu o poți realiza altfel decât ținând seama și de postul alimentar pe care îl recomandă biserica și care este de fapt esențialul în legătură cu postul. Cum recomandați, părinte, postirea, sau ce recomandă biserica peste săptămână ca postire obișnuită pentru credincioși? Ca zile de post, miercurea și vinerea, și posturile cele patru, postul nașterii Domnului, postul Paștilor, postul Sfântului, Sfinților Apostol Petru și Pavel, și postul Sfintei Mării. Și zilele hotărâte pentru post, cum e tăierea capului Sfântului Ioan Botezător în 29 august, ziua crucii în orice zi ar cădea la fel, e zi de post, 14 septembrie, ajunul bobotezii în 5 ianuarie, și restul ne orientăm după calendarul bisericii și atunci știm când trebuie să ținem post. Și ținem,
după posibilitățile pe care le avem și după puterea pe care oare fiecare om, nu se poate recomanda la toți același regim alimentar. Dar, în general, biserica ține seama de neputința omului și omul trebuie să facă în așa fel încât să respecte rânduiala apostolului. E un mijloc de îmbunătățire sufletească, pentru că cine postește intră într-o disciplină pe care o poate continua apoi și în alte aspecte ale vieții spirituale. Ați amintit, pentru cei mai neputincioși, biserica face dezlegare, de exemplu, pentru oamenii bolnavi, pentru femeile însărcinate, pentru copii și lucrul acesta trebuie avut în vedere. Fericiți și izgoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Biserica ta cea trupească cu îngroparea cea de a treia zi o ai sculat și împreună cu Adam pe cei din Adam i-ai înviat, Hristoase Dumnezeule, care striga omenește-ne când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni pe voi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine. Venit au mironosițele la mormântul tău, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimineață și în veșminte albe au aflat pe înger șezând, care le-a strigat ce căutați în viața Hristos, nu mai plângeți de
Părinte Teofil, la acest program de viață duhovnicească știm că mai adăugați încă un câteva recomandări. Da, de la Părintele Arsenie Boca. Un tânăr care a fost la Părintele Arsenie Boca și a trecut și pe la noi, mi-a spus că a fost la Părintele și eu l-am întrebat ce ți-a spus Părintele. Și el a zis, mi-a spus așa, oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Mi-a plăcut tare mult îndrumarea aceasta și am zis, domnule, uite, eu o să conjug programul pe care îl dau eu și cu îndreptarul Părintelui Arsenie. Da, se pare curios cumva că îndreptarul Părintelui Arsenie nu are ceva religios în el, în afară de al cincilea punct care zice să ai concepție de viață creștină. Concepția de viață creștină o avem în vedere în general, însă când zice cineva că pentru înaintarea în viața spirituală trebuie să trăiești în aer bun, să ai oxigen, stai așa cumva întrebător, cum adică ce legătură are viața spirituală cu oxigenul. Are legătură în sensul acesta că dacă ești în aer cât mai bun, gândești mai bine, ai o disponibilitate pentru gândul cel bun. Cât privește glicogenul, glicogenul este o substanță realizată de corpul omenesc în ficat, zahărul din ficat, care are rolul lui în sănătatea omului. Bineînțeles că Părintele Arsenie nu a avut în vedere glicogenul în sine, ci a avut în vedere hrană rațională, nici prea mult, nici prea puțin, pentru că există boli de trai bun și există boli de trai rău, dar de trai de mijloc nu există nicio bolă. Și atunci Părintele a pus în atenție și hrana rațională prin cuvântul glicogen. Asta probabil și pentru faptul că Părintele Arsenie a făcut și puțină medicină. Avea cunoștințe și... de medicină, da. Apoi somn. În ceea ce privește viața religioasă, în general, oamenii cred că trebuie să fie tot timpul atenți, au dreptate, dar nu e vorba de o excludere a somnului ca mijloc de întărire fizică. Somnul, pentru că există o terapie prin somn, înseamnă care importanța lui. Și atunci Părintele a pus în atenție și somnul ca mijloc de îmbunătățire spirituală. Și a zis somn. Și a recomandat, în general, cel puțin 6 ore de somn în 24 de ore. 6 ore de somn continuu în 24 de ore. E o chestiune care are însemnătatea ei și noi zicem că și somnul are rolul lui, chiar în îmbunătățirea spirituală, pentru că rugăciunea este o muncă intelectuală care îl angajează pe om, pe credincios, și că dacă pornești de pe odihnit, te rogi mai bine decât dacă ești deja obosit. În ceea ce privește faptul de a-ți păstra hormonii, Părintele a văzut oameni dărâmați, oameni distruși, de pe urma patimilor sexuale, de pe urma abuzurilor, și atunci, ca să prevină astfel de situații, au pus în atenție și să-ți păstrezi hormonii prin abstinență. El avea o vorbă, că nici abuzul, nici refuzul în privința aceasta. Nu l-am întrebat când a spus vorba asta, când e abuz, când se consideră abuz. Știm cu toții când se consideră refuz. Dar, oricum,
abstinența este un ajutor pentru binele omului. Și să ai concepție de viață creștină, adică să nu te duci după învățături străine de creștinism. Noi avem la noi tot ce ne trebuie, nu trebuie să căutăm la yoga sau știu la ce îndrumări de viață spirituală care nu se încadrează în viața creștină. Deci să ai concepție de viață creștină. E al cincelea punct de program. Și eu conjug programul pe care îl dau eu cu îndreptarul pe care îl dă Părintele Arsenie. Părinte Teofil, dacă ar fi să vă întreb, pe lângă acest program, pe lângă aceste recomandări de la Părintele Arsenie Boca, ce alte lucruri le-ar mai fi de folos credincioșilor pentru înaintarea în viața duhovnicească? Păi, de exemplu, ar fi ceva în sensul acesta să nu se uite la lucruri necuvincioase care li se oferă prin televizor, care li se oferă prin internet, prin filme necuvincioase, filme porno, filme sexy, să ocolească pricinile care duc la împrăștiere, care duc la excitare, să ocolească cărțile excitante, apoi să muncească, să-și facă datoria de muncitori în agricultură, în industrie, în chestiuni care privesc viața oamenilor, să fie oameni de treabă, să nu se certe, să ocolească păcatele, tot ce știu că așteaptă Dumnezeu de la om, să împlinească după putere și atunci, sigur că viața are altă înfățișare, împărăția lui Dumnezeu este aproape de noi și poate că ar zice Domnul Hristos și pentru noi ceea ce a zis unui fariseu, care i-a dat dreptate Domnului Hristos, că al iubi pe Dumnezeu mai presus de orice și a iubi prea aproapele tău ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jertfele, și Domnul Hristos a zis, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Deci, nici noi, dacă ne angajăm în programul acesta de viață duhovnicească, dacă ne ținem și de recomandarea Părintelui Arsenie, nu suntem departe de împărăția lui Dumnezeu. Da. Părinte Teofil, mulțumim mult și Dumnezeu să vă țină încă mulți ani mintea și sănătatea. Da, mersi, așa să fie. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În această ediție ați putut urmări un dialog cu Părintele Teofil Părăian, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, care astăzi a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. Dumnezeu să-l odihnească împreună cu sfinții săi și veșnica lui pomenire. Vă reamintim, dragi ascultători, faptul că programul de viață duhovnicească recomandat de Părintele Teofil, pe care l-ați putut asculta în această ediție, a fost editat de postul nostru de radio pe un compact disc, ce poate fi găsit la Catedrala Reîntregirii sau la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.